Persoanele care intenționează să accepte o ofertă de muncă atât pe teritoriul Moldovei cât și în afara țării sunt îndemnate să se informeze cu privire la angajator. Atenționarea vine din partea procurorilor din țara noastră, care anunță că anul trecut 170 de persoane au fost victime ale traficului de ființe umane, cu 20 mai multe decât în 2022. Majoritatea victimelor au sesizat oamenii legii după ce au fost exploatate prin muncă sau sexual. Principalele forme de exploatare a adulților este exploatarea prin muncă, în mare majoritate a bărbaților, aceștia fiind exploatați atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, în Uniunea Europeană. De asemenea, au fost identificați 25 de copii care au fost exploatați sexual prin muncă și cerșit, în mare majoritate pe teritoriul Republicii Moldova. Procuratura pentru combaterea criminalității și crimei organizate anunță că pe parcursul anului 2023, peste 70 de persoane au fost condamnate pentru trafic de ființe umane. Procurorul Tatiana Rutkovski a povestit despre un caz în care două fete din Cahul au fost chemate la muncă în Germania, iar când au ajuns acolo, au trăit un adevărat coșmar. Caza doi soți în etate sunt originari din Cahul, care au fost condamnați la 12 ani închisoare pentru faptul că au recrutat și au organizat transportarea a două tinere din aceeași localitate pe teritoriul Germaniei în vederea exploatării sexuale comerciale. PCCOX are mai multe sfaturi pentru cetățeni. Înainte de a accepta o anumită ofertă, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, este necesar să vă informați privitor la angajator, să nu predați pașaportul nimănui. Iar în cazul în care vă aflați în dificultate, să nu ezitați să vă adresați la organele de drept din imediat apropiere sau la consulate sau la ambasada Republicii Moldova sau să contactați la numerele de telefoane afișate la ecran.